Un tratament utilizat frecvent în sezonul rece poate deveni o provocare pentru șoferi, mai ales că se pot trezi că pot pica testul la substanțe interzise, care este avertismentul făcut de către medici. Sezonul de iarnă vine cu tot felul de provocări pentru sănătate care se pot extinde și pe alte planuri și ne pot lăsa și fără permisul de conducere. Vorbim despre banalele picături de nas utilizate de majoritatea dintre noi în tratamentul răcelilor și tusei specifice sezonului rece. Însă, potrivit medicilor, 99% din picăturile de nas de pe piață dau dependență și ar trebui folosite doar la indicația medicului. Picăturile de pus în nas pe care le cer și li se oferă vreau ceva să-mi desfunde nasul 99% sunt substanțe care dau dependență. De obicei sunt recomandate cele extrem de agresive care au efect wow, dar sunt medicamente care dau aceste dependențe extrem de agresive și pe structura nazală și pe creier. Se tratează cu abstinență, adică îi spui pacientului să nu își mai pună. Este foarte important mediul în care trăiește, efectul placebo este important. În loc de picăturile de nas de care sunteți dependenți, puteți pune ser fiziologic. Sunt persoane dependente de picături de nas și nu le mai folosesc din cauza unei acute. Asta afirmă doctorul Cristian Paparău, medic primar Orele, relatează antena 3.ro.